Cei doi s-au cunoscut în 2005 când Andra a fost invitată la emisiunea lui Măruță, care avea loc pe atunci la TVR2. Deși nu a fost dragoste la prima vedere, aceștia au trecut în mod natural de la prietenii la iubiți, iar în 2008 au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit. Tu și mai cerut o căsătorie? Neoficial a fost într-un magazin de mobilă din București. Și erați printre noptiere și ce? Și ce zis? Să împărțim noptiera asta cu viața. Acum zic de la părinții mei, ar prinde rădăcini și... Nu, a zis ce ar fi să ne căsătorim la anul, cum ar fi? Acum au doi copii foarte simpatici, David și Eva, și continuă să fie un cuplu unit și puternic în ciuda zvonurilor despre divorț. David! Prezent! Tati! Prezent! Mami! Prezent! Eva! Prezent! Cătălina a mărturisit într-un interviu că suntem foarte buni prieteni înainte de orice.